Bună, dragii mei, Dumnezeu să vă binecuvânteze, ca Duhul Sfânt, Duhul lui Dumnezeu, care ne-a ghidat, care are grijă de locașul Duhului Sfânt, care a făcut minunile care se întâmplă la biserică, care a dirijat, a condus viețile celor sinceri, nu pentru că merită, nu, dar pentru că sunt sinceri. Sinceritatea este ceva care are multă valoare înaintea lui Dumnezeu, multă valoare. Atunci că El să vină peste voi, care sunteți sinceri, tu care ești sinceră, ca El să vă deschidă ochii în acest moment, ca să înțelegeți voia Lui pentru viețile voastre. El este Tată, Dumnezeu este Tată. El este Tată. El nu e Tată vitreg, nu, El e Tată. Și ca Tată, El vrea ce e mai bun pentru copiii Săi. Problema este că de multe ori persoana nu e fiică a lui Dumnezeu, pentru că nici nu crede în Dumnezeu, nici nu crede în cuvântul lui Dumnezeu. Atunci este imposibil ca Dumnezeu să binecuvânteze o persoană care îl respinge, care e rebelă, care scuipă sau încearcă să scuipe pe chipul lui. Nu. Dar fii, mereu sunt bineveniți în prezența Tatălui. Iisus a zis așa, care tată, dacă fiul îi cere pâine, îi va da o piatră? Dacă fiul îi cere un ou, îi va da un scorpion? Atunci, dacă voi, care sunteți răi, dacă voi care sunteți păcătoși și răi, știți să dați daruri bune copiilor voștri, cu cât mai mult Tatăl vostru ceresc va da lucruri bune celor care îi cer, sau mai bine spus, va da Duhul Sfânt celor care îl cer. Atunci, în această istorie a bogatului și a lui Lazar, noi am descoperit că Lazar era fiul lui Dumnezeu și când el a murit, a fost acolo unde Dumnezeu este. Sufletul său a fost unde Domnul este. Pe când bogatul nu. Bogatul a murit și a fost în iad, este ceea ce textul sfânt spune. Exista un om bogat care se îmbrăca cu infin, trăia foarte bine și splendid în fiecare zi, dar când a murit cel bogat, Iisus a spus, a fost îngropat, atât. Toată bogăția, toată arătarea lui, toată vanitatea lui a rămas în urmă și el a fost îngropat. Și imediat Iisus adaugă, și în infern, și-a ridicat ochii fiind în chinuri. Tu crezi că Dumnezeu ar trimite un fiu al său în infern? Doar să te gândești puțin, doar puțin. Dacă este foarte obositor, va merita să te gândești doar puțin. Cine este fiu al binelui? Când moare, sufletul său va merge în sânul binelui. Va merge lângă bine, care este propriul Dumnezeu. Dar cine este fiu al răului, va merge unde este răul, care e diavolul, satana. Tu știi. Tu, ce mă urmărești acum, poate tu spui, eu nu cred în infern, nu cred în cer. Da, ok, eu respect gândurile tale. Dar tu crezi în bine, nu? Și în rău, nu-i așa?
Tu crezi că există binele și crezi că există răul, nu? Clar, tu poate chiar care nu crezi în nimic, poate tu chiar trăiești într-un infern acum și tu știi mai bine decât mine ce este infernul. Atunci tu nu poți să spui că nu crezi în rău pentru că tu trăiești acest rău, ești depresiv, ai gânduri de moarte, te-ai gândit de mai multe ori să te omori, tu auzi voci spunând omoară-te, termină cu asta, vei odihni. Da sau nu? Tu simți dureri de cap constante sau ai insomnie, nervozitate, anxietate. Viața ta economică merge din mai rău în mai rău. Tu ești revoltat împotriva toți, împotriva tuturor. Tu ai în interiorul tău, porți în interiorul tău răul. Ce e un duh? Răul e un duh, răul e spiritual, așa cum binele e spiritual. Răul de asemenea este spiritual, așa cum binele este un duh, Duhul lui Dumnezeu, care e Duhul binelui, de asemenea răul e un duh al răului. Atunci, tu ești de acord că dovada este în propria ta viață că răul există. Acum, dacă există răul, de asemenea există binele. Acum eu te întreb, ce vei face tu? Ce vei face cu această cunoștință? Dacă tu trăiești o viață nenorocită, tu știi că trebuie să existe o viață fericită, binecuvântată. Și tu trebuie să fii văzut asta și poate chiar ai avut și invidie de cei care zâmbesc. Tu ești o persoană tristă și când tu mă vezi aici zâmbind, râzând, tu poate ai invidie sau ți-e ciudă sau rămâi supărat, știi de ce? Pentru că tu crezi că e un batjoc. Dar, dragul meu, draga mea, eu nu pot să fac nimic. Este o decizie personală a ta, inteligenței tale, doar atât. Doar să gândești puțin. Dacă există răul, există binele. Dacă există binele, există răul. Dacă există cer, există infern. Sau nu? Știința poate demonstra sau dovedi inversul? Oare știința poate să dovedească inversul, opusul? Dacă există moartea eternă, există și viața eternă. Atunci gândește-te împreună cu mine. Cine este fiul al lui Dumnezeu? Este fiul al binelui. Nu înseamnă că pentru că suntem fii ai lui Dumnezeu, fie ai binelui aici pe pământ, noi nu vom înfrunta probleme. Iisus arată cu cazul lui Iov. Iov era un fiu al lui Dumnezeu, Avraam era un fiu al lui Dumnezeu, dar eu voi vorbi de Iov, că a fost omul care a suferit cel mai mult pe pământ. Iov, el a rămas fidel pentru că el credea în Duhul binelui, el credea în Dumnezeul binelui, el credea în Dumnezeul lui Avraam. Vom vorbi atunci de săracul cerșetor Lazar, care era la poarta, la ușa bogatului, plin de răni, foarte probabil cu lepră, foarte probabil era lepros, suferea cu foame, cu boală, nu avea pe nimeni, nu avea decât compania câinilor vagabonzi care veneau să îi lingă rănile. Adică un om care locuia în infernul din această lume, în rău, dar el menținea în interiorul său o credință, o speranță. Într-o zi asta se va termina. Într-o zi eu voi muri și eu voi merge în sânul tatălui meu în credință, care este Avraam. Și a fost ceea ce s-a întâmplat. Dumnezeu l-a cinstit pe Avraam și a cinstit credința cerșetorului Lazar, dar bogatul trăia în viață greșită, o viață dezordonată și el avea de toate. Într-un mod splendid trăia, doar că atunci când s-a terminat viața aici pe pământ, sufletul său, sufletul lui, dezlipindu-se de trupul lui, s-a dus în iad.
Iisus spune asta. Dacă tu nu crezi în Iisus, problema este a ta, dar tu crezi în, în puterea răului, tu crezi în puterea binelui de asemenea. Și tu lupți împotriva răului ca să ajungi la bine, da sau nu? Atunci tu crezi în puterea binelui și în puterea răului. Tu crezi în cer și cu siguranță crezi și în infern. Atunci este aici. Bogatul a mers în ea. De ce că a mers în ea? Nu pentru că era bogat, nu, Avram era bogat și a mers în cer. Propriul Iov era bogat și a mers în cer. Dar de ce acest bogat a fost în iad? Pentru că el își încredea speranța sa, credința sa în bunuri, în putere economică pe care el o avea. El se încredea în banii săi, în aurul său, în lucrurile pe care el le deținea. El se încredea în ele. El se încredea în ele. El punea pe Mamona, care e Dumnezeul banilor, pe primul loc. Și când a murit, și s-a dus unde e Mamona. Și acolo, în iad, Iisus ne arată asta tuturor. Ca nimeni să nu vină să spună: eu nu știam că nu există infern. Nu, eu am lăsat cuvântul meu scris ca voi să cunoașteți. Dacă voi nu ați cunoscut, dacă voi ați abandonat, dacă voi ați respins, problema e voastră, dar eu am lăsat scris pentru voi. Atunci acolo, în infern, spune textul sfânt, Iisus a spus: și în iad, bogatul și-a ridicat ochii. A putut să-și ridice ochii. El a văzut, el era conștient, el nu era adormit. În infernul, în infern nu există somn, nu, dragul meu, draga mea. Tu care ai insomnie, tu știi ce înseamnă să petreci o noapte fără să dormi? Atunci gândește-te bine, acolo în iad nu va fi somn, nu. Nimeni nu va avea niciun moment, nici o secundă de odihnă. Spune, în infern, ridicându-și ochii, fiind în chinuri, el a văzut, a văzut de departe pe Avram. În alte cuvinte, era conștient. El și-a ridicat ochii și a văzut. Și-a înălțat ochii și l-a văzut pe Avram. Tatăl credinței creștine, să spunem așa. Și l-a văzut pe Lazar în sânul său. În alte cuvinte, împreună cu el. Și atunci, bogatul strigând, a spus: tată Avraame. Dar Avram nu era tatăl său. Avram era tatăl cerșetorului care credea în Dumnezeul lui Avram. Dar pentru bogat nu. Avram era doar un strămoș al său. Bogatul era descendent al lui Avram, dar nu era fiul al lui Avram. Este ceea ce se întâmplă foarte mult cu mulți care spun că sunt creștini. Ei sunt descendenți, urmași ai credinței creștine, a bunicilor, a strămoșilor, a Domnului Iisus, dar nu sunt fii ai lui Dumnezeu, pentru că resping să asculte de cuvântul Domnului Iisus. Atunci nu sunt fii ai lui Dumnezeu. Și noi vom vorbi despre acest subiect începând de mâine. Adevăratul fiu al lui Dumnezeu și cine nu e fiu al lui Dumnezeu e fiu al diavolului. Ori tu ești fiu al binelui, ori fiu al răului. Ori ai viața garantată, viața veșnică cu Dumnezeu, ori ai viața garantată în iad. Și tu alegi capul fiecăruia. Dar acolo, în infern, bogatul a zis pentru Avram: tată Avraame, să ai milă de mine, ai milă de mine. Dar ce să faci? După ce se intră în iad, dragul meu, draga mea, nu mai există soluție, nici Dumnezeu nu mai poate face nimic, pentru că El a instituit, El a creat iadul pentru diavol și demonii săi. Dar cine îl urmează pe diavol aici pe pământ, când moare, merge acolo de asemenea și el nu poate face nimic. Tu ai ales? Acesta este adevărul. Puneți capul
și gândește. Nu te lua după emoție, după inimă, după sentimente. A, Dumnezeu e Tatăl tuturor. Este asta ceea ce diavolul vrea ca toată lumea să creadă, că toți sunt fii ai lui Dumnezeu. Acum imaginează-ți, dacă toți sunt fii ai lui Dumnezeu, atunci fiii răului, cei care fac răul aici pe pământ, vor moșteni împărăția lui Dumnezeu? Se vor aduna cu fiii lui Dumnezeu acolo în cer cu cei care sunt fii ai binelui? Atunci vor transforma cer într-un iad. Oh, e o chestiune de inteligență, doar puțin, nu? Atunci el spune, ai milă de mine și trimite pe Lazar. El nu a cerut. El putea să ceară, o tată Avraame, scoate-mă de aici. El știa că nu mai putea ieși. El știa că era definitiv destinul său. Trimite pe Lazar să își înmoaie degetul în apă și să-mi reîmprospăteze limba. Observați, el a manifestat ochi, avea conștiință, a văzut de departe pe Avraam și pe Lazar în sânul său împreună cu el. Aici el îl arată că avea conștiință de apă, avea nevoie de apă, să înmoaie degetul în apă și să-mi reîmprospăteze limba. El avea limbă. Acolo în infern el avea limbă. De ce? Pentru că sunt chinuit în flăcările acestea. Adică flacăra nu ardea limba, nu ardea ochii, corpul pe care el îl avea acolo în iad, trupul bogatului acolo în iad, era indestructibil, nu putea fi ars, simțea durere, chinul era constant, este constant, până astăzi el este chinuit acolo, până astăzi el este în așteptarea unei alinări, dar nu a avut și nu are, nu există nimic care poate schimba această situație. A fost în iad, nu există slujbă, nu există rugăciune, nu există ofrandă, nimic în această lume care să poată schimba această situație. Și aceasta este marea mea preocupare cu sufletul tău. Eu nu vreau să te sprijin în greșeală, eu trebuie să vorbesc adevărul care doare, care rănește, care ofensează, dar este adevărul care dezleagă. Atunci acesta este adevărul. Tu care mă urmărești în acest moment, care mă urmărești, nu-ți place de mine, nu contează. Eu nu stau preocupat cu asta. Eu vreau ca tu să fii binecuvântat, fie că îți place sau nu de mine, nu contează. Să știi despre asta. Dacă tu vei muri, fără să te naști din Duhul Binelui, din Duhul Sfânt, tu vei merge în infern. Nimeni nu-ți poate scăpa sufletul. Dar dacă tu te naști din Duhul Sfânt, tu vei începe să trăiești de acum înainte, veșnicia ta începe acum aici, pentru că Iisus a zis, cine crede, cine trăiește și crede în mine, nu va muri niciodată. Nu va muri niciodată. El a spus asta și eu cred în asta. Dumnezeu să vă binecuvânteze pe toți, ca Duhul Sfânt să vă ajute să înțelegeți acest text în numele Domnului Iisus. Pe mâine!